Zeci de oameni au ieșit duminică 25 ianuarie în piața Marea Dunării Naționale să-și declară nemulțumirea față de crearea unei alianțe între PLD și PD susținute în mod tacit de comuniști. Oamenii au scandat lozinci anticomuniste și au cerut excluderea Partidului Comuniștilor de la guvernare. Totodată, aceștia au solicitat formarea unei coaliții pro-europene și alegerea unui procuror din afara țării. Mai mult, cele câteva zeci de oameni au semnat și o petiție care ulterior va ajunge pe masa aleșilor poporului.